Sucul de portocale este considerat o variantă de băutură foarte sănătoasă, iar cei care preferă să consume ceva fresh și dulce aleg de multe ori această opțiune în detrimentul sucurilor carbogazoase. De-a lungul timpului s-a discutat în mod intens și s-a susținut că sucul de portocale este un remediu eficient pentru menținerea sănătății. Din acest motiv, foarte multă lume a urmat acest sfat și a început să consume acest tip de băutură. În mod evident, sucul de portocale are nenumărate beneficii, însă consumat în exces este posibil ca lucrurile să nu mai stea la fel. În mod evident, este incontestabil faptul că acest tip de băutură aduce o serie uriașă de beneficii și cu siguranță sucul de portocale este o variantă mult mai bună decât o băutură carbogazoasă. Pe lista avantajelor este foarte important să amintim faptul că poate furniza pentru organismul tău nutrienții necesari pentru o bună funcționare, reușind să ține la distanță foarte multe afecțiuni. Mai mult de atât, aceasta aduce un aport mare de vitamina C, vitamina A, calciu, potasiu, magneziu, carbohidrat și acid folic. În comparație cu sucul de mere, cel de portocale conține un nivel mai ridicat de potasiu. O cantitate sănătoasă de potasiu reduce riscul de apariție a mai multor boli, printre care hipertensiune arterială, atac de cor sau cerebral, a pietrelor la rinic sau de osteoporoză. De asemenea, sucul de portocale conține hesperidină, care este un flavonoid găsit în multe citrice. Acesta ajută la prevenirea bolilor de inimă, a cancerului și Alzheimerului. Indiferent de numeroasele beneficii pe care le oferă, sucul de portocale este supus unei reguli importante, consumul moderat. Atunci când este consumat în exces, acesta poate avea chiar efecte negative. Este interesant să observăm că sucul de portocale consumat în mod moderat poate avea un efect benefic asupra stomacului, însă consumul excesiv poate avea efectul opus. Acest aspect devine mai evident atunci când în doza zilnică de suc este crescută brusc, fenomen atribuit în special conținutului de fibre din portocale. Relatează România TV.net.